Turneul internațional de judo pentru copii Alina Dumitru a strâns pe tatami peste 460 de micuții judoka de la 45 de cluburi din 4 țări, Marea Britanie, Spania, Republica Moldova și România. În prezența a numeroase personalități ale sportului și judoului venite la Sala Concordia din Chiajna, singura campioană olimpică a judoului românesc s-a aflat permanent în mijlocul copiilor, o parte dintre ei fiind chiar micuții antrenați de Alina împreună cu Violeta Dumitru la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Mă bucur oricum că au venit aici și cu siguranță vor fi foarte mulțumiți la sfârșit. Trebuie să fie devotați sportului, așa cum pentru mine judo a însemnat-o și înseamnă enorm de mult. Mi-a schimbat viața total și dacă ar fi să iau de la capăt același lucru, aș face. Deci eu cred că, în primul rând, ei trebuie să aibă o ambiție de fier pentru a reuși să ajungă acolo sus. Am văzut că te-ai descurcat foarte bine și în postura de reporter. Te așteptăm la Steaua TV, te gândești? Nu, mulțumesc! Nu, aici am fost tot în jurul copiilor, sunt obișnuită pentru că și la sală le pun întrebări copiilor, deci nu era ceva nou. Nu, sunt întrebări din judo și am vrut să văd dacă copiii știu. Chiar dacă atmosfera a fost de vacanță, pe cele 4 saltele, luptele au fost aprige, iar de câștigat au avut toți copiii care s-au aflat în concurs, cu speranța că printre ei s-ar putea afla și un viitor campion olimpic la judo.